Salutare! Vreau să vă prezint acum la masa de la drujbă chinezească, da? Vezi tu? Lungă, dar de proastă calitate. Tot am zis că nu-ți fac, dar după tot am zis că fac. Uitați aici. Uitați cum învârte ea. Uitați aici pe partea de jos lanțul, da? Odată slăbește lanțul, odată se încoardă la aceeași reglajă, da? Și dacă te uiți aici la vârf, odată intri cu colții mai tare, odată ies în afară. Pe colții acolo, pe dinții aia care se învârte. Uitați, uitați acolo. Uitați. Uitați cum se ridică în sus, cum se lasă în jos. Asta e lama chinezească, n-ai ce să faci. Am luat din asta acum, tai cu asta care e, că n-am găsit alte mărci așa mai speciale de 3,25 pe 50 de centimetri când am cumpărat eu asta. Dar eu tai așa cu ea, că nu mă deranjează. Și dacă nu e chiar așa de calitate, cu timpul poate aș mai dea drumul aici la vârf să-și revină. Asta e treaba cu lama. Oricum, eu sunt mulțumit de ea, că nu am, nu știu ce pretenții la ea. Să trag aici lanțul. Oricum, de când am făcut găurile aici în lama, uitați aici cât e de uns lanțul. Foarte uns. Deci nu s-a mai înfundat lama niciodată de când am lărgit găurițele alea acolo în lamă. Eu zic că e o chestie foarte bună să găurești lama acolo. Nu e de calitate, dar asta este. Eu vă mulțumesc și să vă recomand așa să cumpărați o lamă mai de calitate dacă vreți să nu fie așa ca la mine lanț, odată se încoardă, odată se sclăbește, odată încoardă, odată... Rotița motrică e bună, m-am uitat acolo pe la ea, e pusă nouă, e aia cu 8 pinteni. N-are cum să fie de la rotița motrică, rotița motrică e nouă. E aici de la lama, de la vârful de la lama, nu alină bine acolo rotița aia din vârf. Asta e, n-am ce să fac, lucrez așa cum ea. Sănătate numai bine!